Dragi frați și surori, dragi prieteni, doresc ca mesajul care vom da citire să ne ajute ca mai mult și mai mult să ne apropiem, să împlinim ceea ce ne învață cuvântul. Voi citi un loc de la Evanghelia după Ioan din capitolul 5, versetul 2 și versetul 7. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare, numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Domnul nostru Iisus Hristos, Aflându-se lângă această scăldătoare, erau mulți bolnavi, erau mulți dintre cei care aveau nevoie de ajutor. Și Domnul nostru nu trecea niciodată pe alături. Toată vremea găsea timp ca să vină în ajutorul celor care aveau nevoie de ajutor. Acest bolnav care de 38 de ani este bolnav, are nevoie de ajutor și nu odată vinea la această scăldătoare, dar nu dovedea ca să coboare în apă. Și în această vreme de la urmă sunt foarte mulți bolnavi, dar trăim o vreme, dacă am putea spune, vremea este atât de grea, încât am putea spune așa că este secolul vitezei și a lipsei de timp. În astă vreme de la urmă când mulți au transporte, mașini, telefoane mobile aproape toți, sunt în lipsă de timp. De multe ori, în diferite convorbiri, Oamenii nu au timp. Tot mai mult, chiar și creștinii nu au timp. N-au timp pentru adunare, n-au timp pentru citire, n-au timp pentru jertfire în vreo lucrare, n-au timp pentru a ajuta pe cineva. Dar sunt multe lucruri planificate și toată vremea sunt în goană după timp. Cu regret cineva gândește că zilele s-au scurtat, dar nu. A apărut mai mulți vucim și mai multe îngrijorări, de aceea, de multe ori, oamenii spun că nu au timp. Și tot dacă discutăm, vedem, vremea asta de la urmă, sunt tot mai mulți oameni care au nevoie de ajutor. Domnul nostru Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, a arătat că la venirea sa, Domnul va răsplăti pe toți cei care se vor jertfi pentru lucrarea sa, pentru biserică, pentru cei care îs nevoiași, care au nevoie de ajutor. În capitolul 25 în Evanghelia după Matei, Domnul nostru Iisus Hristos în vesetul 34 și până la 36, a adus aminte despre niște momente în viață când oamenii o să aibă nevoie toată vremea de ajutorul cu Eva. Și Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit despre împărăția sa și a spus versetul 34 din capitolul 25. Atunci împăratul va zi și celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniță împărăția care v-a fost pregătită de la întemirea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați frămit, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine niște momente când Domnul arată despre niște stări când are cineva nevoie, gol, bolnav, sărac, flămând. Și Domnul nostru Iisus Hristos niciodată n-a trecut prin lângă cei care aveau nevoie de ajutor. Și tot așa ne învață și pe noi copiii lui ca trăind viața pe acest pământ, să privim în jur la cei care au nevoie, care sunt flămânți, care sunt diferite în împrejurări grele. Domnul Isus Hristos a vorbit ucenicilor despre o întâmplare, când cineva se cobora din Ierusalim la Ierihon și pe drum a fost bătut, a fost lăsat aproape mort. Trecea pe ceilalți drum un preot, un levit și un samaritean. Atragem atenție tot cei care erau mai aproape de adevăr, mai aproape de cuvânt. Preotul care știa multe lucruri, levitul care era în templu, care sluja și el. Dar au trecut, n-au avut timp ca să steie, să ajute pe cel care avea nevoie de ajutor. Au trecut din lipsă de tip, au trecut din lipsă că n-au avut milă, și mai multe am putea ca să spunem. Dar samariteanul, care era tot om, care avea tot grij, avea și el tot planuri, a trecut, s-a oprit, i s-a făcut milă de el, s-a îngrijit de el, l-a ajutat. Citind și imaginindu-ne asta întâmplare, haideți și noi să vedem de câte ori am trecut pe lângă cineva care a avut nevoie de ajutorul nostru? Această întâmplare mă ajută pe mine și fiecare de noi ca să ne cercetăm, să vedem și să îndreptăm lucrurile ca atunci la venirea Domnului, Domnul spate spune, veniți binecuvântații Tatălui, dimoștiniți împărăția, că atunci când a fost nevoie să ajutați pe cineva, ați ajutat. Mi-aduc aminte de o întâmplare când mergeam cu mașina și o soră bătrână, bolnavă, mergea de la traseu un drum nu prea scurt, pe jos, Oprindu-mă să o iau în mașină, sau în mașină, am întrebat-o de unde vine. Dar ea mi-a spus că a auzit când Raion, o sora este internată în spital și mi-a spus, frate, când am auzit că e internată în spital, am spus, cum să nu mă duc? Că de grabă, ne vom întâlni cu domnul și domnul ne va întreba, cum ați împlinit voi ceea ce v-am învățat că nu este cineva bolnav sau flămând sau gol sau vreo într-o vreo greutate. Și am luat și pentru mine o lecție de la această soră care, nicătând că era în vârstă, era bolnavă, mergea greu, dar a dorit să împlinească, să nu treacă pe alăturea de greutatea care avea acea soră. Deși ea, de multe ori, Domnul, în viața noastră, ne verifică cum noi împlinim cuvântul Domnului. Mi-aduc aminte când m-am pocăit, prin anii 95, trecea pe lângă casa noastră într-o dimineață, după ce am ieșit afară, trecea un om. Privindu-l de departe, nu-l cunoșteam, dar a mers puțin timp și a venit în o gradă. Și a venit și a cerut ceva să-i dau. A fost mai ușor să-i dau, deoarece a venit el. I-am dat ceea ce a cerut, era un cerșător care îmbla, cerea de milă și a plecat mai departe, dar după amiază s-a întors ca să ducă mai departe de unde era din localitatea lui. Întorcându-se înapoi, era spre sară și a hotărât să intre din nou deoarece nu era cu ce să meargă. Și a intrat și a venit și a spus, n-ai putea ca să mă primești să dorm. Noi, de multe ori vedem, sunt cei care pe cer sat. Ne imaginăm cum sunt ei. Și deodată când a venit și a cerut ajutor, deodată, primul gând a venit că nu. Dar pe urmă, m-am gândit că în acea dimineață am citit de la Evanghelia după matei ca să ajutăm pe cel sărac. Și m-am hotărât să-l primesc în casă. Nu era acasă, nici soția, erau niște rude credincioase și mulți s-au mirat. De ce l-am primit în casă? Pe un om străin. Dar și m-a făcut ca să-l primesc în casă? Cuvântul lui Dumnezeu. De multe ori, frați surori, noi putem ca să respingem ceea ce ne învață cuvântul. Dar din învățura Domnului, Domnul ne învață și ne ajută ca noi să putem ca să împlinim cuvântul care ne este dat ca să-l împlinim. Vedem în cuvântul Domnului, de multe ori Domnul nostru Isus Hristos avea milă. Avea milă de cei care erau în greutăți. Ne aducem aminte când Domnul trece și întâlnește acela moment când vedova aceea își duce fiul ca să fie înmormântat. Unicul fiu plângea. Avea o nădejde, dar a murit fiul. Și Domnul Isus Hristos se oprește. Privește cu milă și înviază Fiul. Un caz când vedem că Domnul vine în ajutor. Multe îndemnuri, multe sfaturi sunt în Sfânta Scriptură pentru noi de folos. Când citim în cartea Faptele Apostolilor, noi vedem că se suiau la templu Petru și Ioan. Și eu mă gândesc că nu odată ei au mers la templu și au văzut pe cel bolnav, pe cel olog, pe cel care cerea de milă. Dar nu s-a oprit. A venit un moment când au privit la el, s-au gândit că trebuie ajutat, deoarece nu erau bogați, nu aveau lucruri materiale ca să-l ajute, dar aveau ceva mai mult decât atât aveau pe Domnul care în numele Domnului a putut ca să-l ajute și au spus așa cuvinte în cartea Faptele Apostol, capitolul 3, versetul 6. Aur și argint n-am, dar ce am îți dau. Ce a avut? A avut milă de el. În numele lui Isus au rugat ca să fie vă vindicat și el a fost vindicat. Câtă binecuvântare este în cuvântul Domnului, când noi citim cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinim. Domnul nu trecea niciodată. Am tras atenția la lucrul ăsta și pe lângă cei care nu erau bolnavi, dar aveau nevoie de mântuire. Domnul Iisus Hristos ne aduce în aminte Evanghelia după Matei în capitolul 19, când se vorbește despre acela om, Zacheu, care nu era bolnav, era un om de vază, avea un post de lucru care i-a duce vinit, dar nu l-avea pe Hristos, nu l-avea pe Mesia, pe Mântuitorul. Și-a dorit să îl aibă pe el și a alergat, s-a suit în acel dud să-l vadă pe Domnul Isus, Și Domnul Isus trece pe alăturea, se oprește drept el și i-a dus acea bucurie mare, care îi spune că astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Dacă trece Domnul mai departe, atunci Zacheu era numai cu privirea, dar el n-a trecut așa, el s-a oprit, i-a spus ceva, l-a îndemnat și a intrat în casa lui. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și noi să facem acest lucru pentru slava lui Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor. Să nu trecem pe alături. dar să împlinim și ea și ne învață cuvântul. Deoarece, dacă ne uităm la noi înșine, nu am fost mai buni ca altcineva. Nu am avut mai bune merite, dar Dumnezeu s-a oprit. A putut ca să ne vorbească inimii noastre, prin frați, prin biserică și am primit de la Domnul mare harșă mângâiere, am primit mântuirea. Deși ea, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să împlinim cuvântul Domnului, să nu trecem pe alăturea, dar să spunem din cuvântul Lui despre mântuirea Lui, să ajutăm pe cei săraci, pe cei în greutăți și în necază. Și Dumnezeu, vedem că în cuvântul Lui Sfânt, El niciodată nu a rămas dator. Niciodată nu a rămas dator. La venirea sa, Domnul nostru Iisus Hristos va spune, veniți binecuvântații Tatălui. Ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu pentru niște lucruri care noi putem să le facem, ne-a pregătit împărăția. Și noi nu ne putem închipui și ne-a pregătit Dumnezeu. Ce loc frumos! Cât de minunat va fi ca să fim cu Domnul. Dar Domnul vrea ca trăind viața pe pământ, să împlinim cuvântul lui Sfânt. Și atunci când mulți dintre cei care nu se pot coborî, în scaldătoare ca să primească o mângâiere, o vindecare, un ajutor, au nevoie de ajutorul nostru. Dumnezeu să ne ajute fiecare de noi ca să ne punem toată stăruința pentru a împlini cuvântul lui Sfânt. Amin.